Am bucuria de a vă prezenta cel mai nou volum din seria de autor Matei Călinescu de la editura Humanitas, Scrisori din exil, corespondență inedită, o carte cu totul excepțională, ieșită din dialogul înalt, excepțional, intelectual și în același timp atât de cald, de minunat, al acestor prieteni, îndrăznesc să-i numesc, ai mei și cu siguranță ai cititorilor care i-au întâlnit, i-au cunoscut în cărțile lor, poate cu precădere în volumul de amintiri în dialog, cu care aceste scrisori din exil, corespondență inedită, face o minunată perete. E o carte pe care, deși o simți copleșitoare prin volum, 500 de pagini, prin cronologia lungă, 15 ani de dialog epistolar, e o carte pe care, până la urmă, o citești aproape că dintr-o suflare, din pricină că te cucerește fiecare pagină, fiecare schimb de idei, fiecare schimb de gânduri. Îmi pare enorm de rău că nu am reușit să-l avem alături de noi pentru lansare pe Ion Vianu. Sper că undeva la începutul anului, februarie, poate martie, odată cu una dintre vizitele lui aici în România, să putem organiza o nouă lansare la librăria Humanitas de la Cișmigiu și să stăm acolo de vorbă despre scrisorile din exil. În schimb, domnul Ion Vianu a fost atât de bun cu mine, încât a răspuns rugăminții mele de a-mi trimite un cuvânt măcar pentru dumneavoastră, cei prezenți astăzi aici, pentru cititorii volumului de scrisori Matei Călinescu Ion Vianu, Scrisori din exil. Cuvântul prolog al lansării noastre trimis de Ion Vianu se cheamă Orice scriitură. Orice scriitură are un destinatar, un altul, un ins diferit de scriitor. Chiar jurnalul intim se adresează unui altuia, în măsura în care autorul lui va fi, peste ani, recitindu-se, modelat de timpul care s-a scurs, la rândul lui o ființă diferită. În cazul unei corespondențe, adresantul este un cititor ales și definit. Dacă privesc această parte a corespondenței dintre mine și Matei, retrăind momentele în care am purtat-o, îmi dau seama, și după părerea mea ar trebui să le fie și altora evident, că singurii cititori posibili ai acestei corespondențe eram de fapt noi, cei doi. Când am publicat împreună la mijlocul anilor 90 amintirile în dialog, era clar că am intenționat să scriem autobiografiile noastre împletite, evocând trăiri comune, dar și altele aparținând fiecăruia în parte. Literar, sigur, vizam un public, o terță persoană nedefinită spațiotemporal, cu contururi vagi. Și abia după ce am publicat sus zisele amintiri, ne-am pus întrebarea, oare corespondența purtată de noi în anii exilului și ai imposibil întoarceri ar fi și ea publicabilă? Am făcut acest demers în vara lui 97, când am trecut oceanul, spre a-i vizita pe Matei și pe Adriana la Bloomington, Indiana, continuând apoi cu o străpungere spre sud-est până la Banks, capul Hatteras. Concluzia noastră a fost, vom vedea mai târziu. Nu puteam, deși ar fi trebuit, conta pe faptul că pe noi viața, în ciuda împrejurărilor, nu ne despărțise. Ne-a putut însă separa, mai târziu, cel mai banal eveniment la care prea rare ori gândim, moartea. Așa încât a trebuit să citesc încă o dată, împreună cu Adriana, această parte, corespondența 1977-1992, pentru a lua decizia finală. Concluzia a fost că se poate, că ar fi bine, dar nu cu orice condiție. Pentru a nu frânge lanul unei scrieri ca aceasta, ocazională și deschisă, se impunea să nu facem tăieturi, livrând-o în forma ei crudă, așa încât ne-am dorit. Ea, Adriana, ca ființa pe veci cea mai apropiată de Matei, eu, ca autor, să fie luat în seamă faptul că aprecierile și emoțiile care străbat textul reflectă fuga minții în curentul vigenios al vieții.
a fi început să cernem în editarea cărții pasajele eterne de cele vremelnice, ar fi dus la un fals literar la care nici Matei, nici eu nu am fi fost dispuși să subscriem. Ar putea să ne întrebe cineva pentru ce n-am mai amânat încă o dată publicarea acestor răvașe. Am avut sentimentul că deja ele sunt destul de vechi, dar odată riscă să devină prea vechi. Suntem în acest an, 2019, într-o altă perioadă a culturii românești și a o lumii care înconjoară. Cei care s-au născut în 77 sunt în deplinătatea vârstei, ca și cei veniți pe lume în anul în care se opresc scrisorile. Independent de asta, problemele care se pun, mai ales ale exilului și ale depărtării, sunt aceleași, dar contextul s-a schimbat în așa măsură încât optica noastră este diferită, provocând cititorilor o posibilă curiozitate. Cum au suportat ei depărtarea, falia și cum o facem noi? A venit momentul să mă opresc, lăsându-i pe cititori să decidă dacă au tras vreun folos de pe urma acestei corespondențe de demult. Ion Vianu, 2 noiembrie 2019. Și îl rog pe Radu Paraschivescu să fie cel din tâi care le spune ce foloase a tras de pe urma acestei corespondențe de demult.